Salutare tuturor, răspunsători, și bine ați revenit la un nou episod din Until Dawn. Da, acum sunt singur pentru că, da, Cristian nu poate să stea aici pentru totdeauna. Pentru că, totuși. Așa că o să fiu eu singur aici și o să mă sperii de jocul ăsta și o să iau deciziile cele mai șmechere dintre toate. Pentru că, da, eu iau cele mai tâmpite decizii mereu. Dar, da, de ce nu? Hey, Hot Lips. Photo booth? Oh, doamne, hai să ne facem poză pentru profilul de Instagram sau ceva. Da, l-am pe Petrica aici, el va sta aici cu mine și el va fi ceva genul. The fuck you. Încerc. Cred că am făcut bine. Good effort. Next time I get the camera, okay? Well, okay, but it's not easy holding the thing all like backwards and forwards at the same time. Aha. Let's go. I've got cabin fever. The fuck. Ei bine, mă, bine că nu mă pricep eu să fac poze acum cu chestia aia ta. Burr, it is freezing out here. Ce era legat de generatorul ăla? And how are you gonna do that? I got a few things in mind. Bă, eu tot înțeleg, dacă tu vrei să, nu știu, să o facă cu ea, să nu fac afară, totuși e rece. Pe să mă încoară cât un ciot de... un cap de bidon de ăla. Mie că te-ai oprit acum. I think you bring out the worst in her. Is that so? Epic jealousy. Oh. Nu-mi pasă. Guess this thing needs juice or something. Didn't Josh say there was a generator? Că chiar. Nu, no, spun că e aici. Hei, generator mic, ce ești tu? Hi. Wouldn't it be nice to fire up the Jenny and get moving? What's a Jenny? Generatorul. All right. Let's see. Boom. Hey, m-am cam prins de astea. Hey, uite că am mers. Woo, you are a wizard. Uh-oh. Rapist boys. Asta e totem de moarte. E un totem de moarte. What the fuck? Hai, e danger totem, nu e de moarte. Cineva își va lua o bătaie groază. Groaznică, pardon, dar... cineva își va lua bătaie, ce drept. Oh, doamne. Asta nu e bine. Ok, deci știm că sunt oameni aici. Dar, totuși, care e faza cu ei? Eu asta nu înțeleg acum. Cum se cheamă? Ăștia sunt aici ca să ne omoare sau e ceva experiment ciudat? Asta sper să aflăm. Asta sper să aflăm. Și încă am înțeles ce care finaluri mai multe. Dar aia e păcat că e puțin cam dubios. Ok. Păi dacă o să se întâmplă ceva, genia trece și apare cineva în spatele meu și mă omoară? Nu? Oh, doamne. Pe bune. Lumea din ziua de azi, mă, pe asta se bazează. Just saying, boys. Just saying. Haru. Uh-oh. From Hannah and Beth. I think they'd clean it up. Well, they never closed the investigation. Okay, I'm getting the creeps now. Hey. Wherever they are, I'm sure they're happy we're all thinking about them. That's a nice way of thinking about it. Yep. Asta e, știi, să intri în mintea ei ceva de genul ca apoi să... get the jewels, the whatever. Înțelegeți voi ce vreau să fac aici, nu trebuie să vă explic eu sau ceva. Ok. Oh my god!
something. Yeah. What? What? Okay. Damn. I don't think we can get up to the cabin with a path block like this. Oh, no way am I going back to the lodge, aka Waxy's. Jess! Ești proastă! Fuck! Hey, Jessica! Yep! Hey! Okay! Holy crap, you scared the heck out of me. How do you think I felt? You didn't hit your head or anything. As far as I can tell, I still have all 7 of my limbs. Stai, ce? Yeah. Can you get out? I don't know. I can hardly see anything down here. Scoate-ți telefonul. No. All right, Jess, there's a cart. I think if you can push it, you can get by. Right. Okay, let me just try. No, n-are forță, trebuie să mă duc jos. It's too heavy. Hey, so, babe, you see the little gap down there? Between the cart and the wall? The tiny little gap? Yeah. Maybe you can just, you know, like shimmy through it or something. I appreciate your confidence in my physique, but I don't think the ladies are gonna fit. Oh. Oh, with the, right. Okay. Gotcha. Okay. So, why don't you either toss that light down or, you know, be a hero and jump down here to assist me. Cred că mai degrabă cobor decât să rămân fără lumină ca apoi să mă iau. De ce nu-mi pasă? Pot să-i omor pe toți, nu mă interesează. Oh my god, era cineva în spate. Oh my god, era cineva în spate. Fuck. Grunting together. This is not what I pictured. Dude, what the fuck? Lucrurile încep să devină puțin cam dubioase. Deci, în principal n-am văzut nimic de moarte. LOL. Oh my gosh, are you okay? Yeah. I'm fine. Săracul de el. Wow. Oh, Nelly. This place is giving me the willies. Why the fuck, dar câte sunt? Stai puțin, vreau să văd ce e aici. Oh, e... Oh, e un totem, băieți. Nu e de moarte. Nu e de moarte. Oh, shit. Fortune totem. Deci, cineva nu e mort. Uh-oh. Ah, shit. Nu. Înapoi. Ok. What the fuck? Deci, pe bune, what the fuck? Crezi că e cineva în spate? Acum nu știu dacă am văzut pe cineva, nu știu dacă trebuie să fi văzut pe cineva, dar... Ok. Ok. Sunt total Gucci. Tot ce se întâmplă... Oh my god. Băi! Nu știu. Wow. Why the cover? This place is like historical. Holy Batcave. Holy Batcave. Oh, știu, e un trip de căcat. E un trip de indieni de ăștia nebuni. Thinking it's time to go.
Cred și eu. Stai, e ceva acolo, dă-te puțin. Ha, mă mișcă scurul la gras. Danger. Ok. Ok, o țeavă. Oh, crap. Hei, am ieșit afară, finally! Măcar de-a știu unde suntem. Oh, scrie cabina aici, e perfect. Hai! Grăsanu, mișcă. There was a cabin in the woods. Tot mai știi filmul. Sau ce opțiune, atât să-l vedeți, e foarte retardat. Hai să iluminăm acel dos. When Josh said cabin, I felt like Abe Lincoln. Where do you see the Lincoln bedroom? Oh, are you planning on getting presidential on me? Oh my god. Right on Air Force One? All right, all right. Wow. Oh, a telescope. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Whoa. You alright? Ce? I just saw someone at the cabin. Vreau să văd. What? Bă, mai fă o dată, mai fă o dată. Ah, nu mai apare. Sampling the old eggnog again, babe? It's just us up here. Maybe. Sure. Numai noi. Hey, Jess? Mm-hmm? Stay close by, okay? What's that? This posting says there's some brown bears up here sometimes. Oh, grozav. I have the best idea. What? Ce? Let's go hug a bear. Come on. Hello, mă îmbrățe pe Smokey. Hug a bear. Ah, căcat, au pus și aia acolo. Înțelegi ce protecții dubioase e asta, adică pe bune. Protezi împotriva cui, nu e ca și cum un gard nu poți să-l sari. Ceea ce ne... Oh, am să... Oh, oh, nu. Pot ăsta are încuietoare, oare ce mă pot face? Oh, uite! E un cerb! Salut! Watch out, bird brain. Păsări! just answering his mating call. Wow, you're easy. Got a lot of love for you. Lol. N-am vrut să mă împerechez cu pasărea. Cea mai bună idee. Nu știu, cred că după ce am văzut ăla, cum se cheamă, Final Destination, sunt pregătit de orice, adică să pice ceva random și să moară cineva e instant, e, nu știu, nu e ceva ce m-ar surprinde. Damn it, Josh. Can you have at least cleared out the path before sending us up here? Really? What? I didn't figure you for the glass half empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. Ce face? Uite-te la ea tu, mamă. Oh, boo! Show off. Hey, Mike. You've got something on your face. Wow. Okay. Okay. Pe bune, nu e momentul acum. Uh-oh. Jess! Holy fuck. A dispărut. Sammy! What? You wanna help me get this fire going? Well, I was just getting into the bath. Oh. Oh, do you need any help with that? Where we are.
Deja a început, băieți. Gata cu introducerile. Încep. Strip, 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 strip. Ce trebuie să fac? What the fuck? Nu știu. Hai înapoi la baie. Stai, n-ar trebui să fac duș sau baie sau ceva? Nu de asta suntem aici? Cel mai probabil? Aparent nu. Aparent nu. Ok, aparent suntem aici ca să ne îmbrăc... Oh. Și acum, random, nevăstuică ceva. Oh. Oh, wow. Oh, cineva vrea să-și facă tatuaje. Un tatuaj. Ah, vrea chestia aia. Interesant. Very interesting, boys. Meh. Cutii muzicale. Niciodată n-am înțeles. Cutiile muzicale. Nu sunt așa interesante. Deci de-aia erai așa supărat. Oh. Hello, could this be any more about Mike? Probabil. Pentru o secundă am crezut că e cineva în spatele ei. Nu știu de ce. Știi, mă aștept să apară random orice. Deci nu știu, orice mă aștept să apară random pe aici. Mamă, stai, chestiile astea au stat aici pentru un an? Adică, seriously, pentru un an lași chestia asta random aici? Ei, e pasă! E postcardul ăla! Cred că așa am influențat noi acum povestea, pentru că am ales atunci scarecrow-urile și toate alea. Deci nu am ce face aici, să înțeleg. Merge în alt loc, presupun. Și ăsta e genul de lucru care îmi place. Adică, nu e ceva care să te sperie din primele 10 minute ale jocului, e ceva care... construiește treptat. Nu știu, ceva teamă. Așa-mi plac și filmele horror, nu? Nu să-mi frace două fantome instant pentru că da, hai că e mai interesant așa să-ți dăm două fantome peste bot și it's scary as fuck, doar pentru că ai jump scares. Aici... Cum se cheamă? E... Știi cu exactitate că aici există ceva. Nu implică chiar supranatural, adică ceva nu se poate face împotriva asta, dar e mai scary, nu știu, consider chestia asta mult mai scary. Nu-mi plac, cum am spus, nu-mi plac horrorurile care implică imediat 5 minute jump scare. Bine, Dead Space e altă treabă, acolo nu e horror. Bine, e, dar nu prea. Măcar acolo știi că poți să lupți înapoi, aici încă n-am primit oportunitatea de a lovi înapoi. Deși e puțin clișeic. Cool. Pretty sure that somewhere in this crazy place we used to have a spirit board. A what? Oh, da. Spirit board? Yeah. Am dat cum se cheamă. Those things are joke. O jami board, o jami, o gama, o jami. Am dat cum se cheamă. Aia care umbli cu așa. Yeah. Yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Alright, you guys, see if you can find the spirit board. Chris, let's go find it. It'll be like a scavenger hunt. Okay. Okay. Guess so. Brad. Press of one. You up for a ride along? Sigur, hi. Why the fuck not? Așa, acum mergem ca să rezolvăm apa și o să vedem niște... Hai, doar un cearșaf. Dacă cearșaful se mișca, jur că... De ce mergi cu capul în sus? Femeie, ești... She's retarded. Cred că era ceva sus care i-a atras atenția de era capul în sus. Hey,
gave Chris and Ash a mission together. Da. I was thinking they could use some alone time. Nah, sure. They are very sweet together. I wish they'd just freaking get on with it already. I swear, they just need, like, something to bond over, you know, some sort of traumatic event to send them into each other's arms. I mean, at this rate, they'll be in the geriatric... O să aibă, credeți-mă, îmi dau eu seama că o să aibă un efect traumatizant cât de curând, nu știu, garantez eu chestia asta. Dar cred că vom merge în boiler data viitoare, așa că dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat cu cei doi, cu Jess și cu celălalt, am uitat cum îl cheamă, nu prea îi țin minte numele, pentru că nu prea am fost atent la numele lor, dar o să-mi revină numele, cred că Mike era. Sigur, dați și voi acolo un like, subscribe, share și comment și ne vedem la următorul episod în Until Dawn, probabil tot astăzi sau mâine, depinde cum dați și voi acolo mai multe like-uri. Eu o să mă pun acum pe treabă, o să vedeți mai multe și o să vedem. Ok, hai, pa, pa!